Începând cu ora 10, foaierul sălii de spectacole a îmbrăcat straie de sărbătoare. Copiii, însoțiți de părinți, au pășit în locația Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș pentru a-și primi cadourile. Bună ziua și bine ați venit astăzi la evenimentul Moș Nicolae vine la copiii fără ghetuțe. Dar cu siguranță nimeni de aici nu știe povestea acestui Moș Nicolae, cel care se desfășoară de 7 ani de zile, iată că acesta este al 8-lea an. Și aș vrea să vă spun, în primul an de mandat al domnului Vasile Iliuță, domnul președinte Vasile Iliuță, într-una din zile, era cu câteva zile înainte de Moș Nicolae, se ducea pe jos spre casă de la Consiliul Județean și în fața dumnealui mergea o bătrânică cu un copilaș. Iar copilașul îi spunea bunicii, la mine n-o să vină Moș Nicolae, pentru că eu nu am ghetuțe. Bunica încerca să-i spună, Moș Nicolae vine la toți copiii cu minți, nu-ți face griji. Nu, pentru că doamna a spus la școală că trebuie să avem ghetuțe și să le lustruim, iar eu nu am. Domnul președinte s-a dus acasă, a povestit familiei întâmplarea, și împreună au decis să-i cumpere acestui copil niște ghetuțe, să aibă unde să-i aducă Moș Nicolae ceva. După care s-au gândit că dacă copilul nu are ghetuțe, cu siguranță nici Moș Nicolae nu va veni la el să-i pună ceva în ghetuțe, așa că s-au gândit să-i aducă tot ce trebuie. Cineva spunea că faptele bune trebuie făcute în liniște. Așa este. Dar dacă această faptă bună nu ar fi fost povestită, noi toți de aici, care acum suntem alături de această faptă bună, nu am fi venit și noi să contribuim. Și dacă facem lucrul ăsta în acest cadru festiv, este pentru că vrem să inspirăm și să dăm exemplu și să invităm pe toată lumea să se alăture nouă, iar la anul, poate în loc de 68 de copii câți avem anul acesta de îmbrăcat, la anul poate vom avea și mai mulți. De Moș Nicolae trebuie în primul rând să urăm la mulți ani celor care poartă acest nume, Nicoleta, Nicu sau alte derivate din acest nume. Le spunem la mulți ani și spunem că Moș Nicolae trebuie să vină cu bucurie pentru copii. E a 8-a ediție. Eu vreau în primul rând să mulțumesc directorilor din Consiliul Județean, directorilor din subordonatele Consiliului Județean, echipelor care stau în spatele directorilor, directorilor de concentrate ni s-au alăturat și anul trecut și anul acesta și cred un singur lucru, acest Moș Nicolae e în noi, în toți și în dumneavoastră, cei care astăzi dăruiți pentru cei care așteaptă să primească ceva și cred că fiecare dintre noi ne-am bucurat. Am achesat proiectului dumneavoastră și cu toții suntem bucuroși să sprijinim și să ajutăm pe Moș Nicolae pentru copiii care au fost cuminți tot anul, au scris, s-au gândit și sunt nerăbdători să primească cadourile lui Moș Nicolae. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor că ați accesat la această acțiune, că accesăm și sper din tot sufletul ca prin popularizarea acestor acțiuni și alte instituții să ia, să poată să facă, că eu cred că nu este un capăt de țară ca într-o zi de sărbătoare să mulțumim niște copii. Este o oportunitate pentru noi toți să ne arătăm, să dăm o parte din ceea ce suntem. De 5 ani de zile am îmbrăcat 5 copii, deci avem deja copii. Și vă mulțumesc, domnul președinte și tuturor, că mi-a dat ocazia să simt și eu ce înseamnă să fii tată. E o bucurie pe care trebuie să o împărtășim cu toți atunci când putem să dăruim și nu mai avea emoții, da? Hai, hai la cadouri! Hai. Care e cadoul nostru? Putem spune că ediția 8-a a acestui proiect îl dăm în clasa a doua, așa cum este și copilul de lângă noi, clasa a doua. Moșul a ales pentru noi anul acesta pe domnul Marin Gabriel, știu, și Aurică, da. La mulți ani! Mă bucur să fim astăzi, noi echipa Bibliotecii Județene, să fim bucurie pentru o fetiță și eu cred că ne-am mai cunoscut, că am mai fost împreună undeva. O bucurie pentru copii în primul rând,
dar și pentru noi, că ne aducem aminte că, că am fost copii și vă urez sărbători fericite, la mulți ani și un an nou mult mai bun decât 2023. Personal apreciez tare mult acest eveniment și mă bucur că am putut să particip împreună cu colegii mei. Este al cincilea an când noi ne bucurăm să fim alături celor care merită și mulțumim și domnului președinte pentru că ne-a inclus în această acțiune de suflet. Cam fiecare an, eu cel puțin de 5 ani particip la acest proiect al domnului președinte, Spitalul Județean răspunde prezent. Anul acesta vedeți că avem copii mai mulți, da? Pentru care ne-am străduit tot colectivul spitalului să le facem o bucurie. În această lună o bucurie mai mare decât cea de a primi cadouri este aceea de a oferi. Oricât putem, oricui, oricând. Vă transmit și toate urările de bine și sărbători de iarnă fericite din partea domnului senator Nicușor Cionoi, care nu a putut fi prezent. Domnule președinte, vă felicităm pentru faptul că organizați acest eveniment an de an și ne-ați dat ocazia în acest an să-l cunoaștem pe Nicolae, care este ziua lui astăzi și urăm la mulți ani. Vreau să mulțumesc domnului președinte pentru acest proiect minunat, dar și Sandrei, pentru că și tu ai pus umărul la acest proiect. Și la mine este al treilea an care particip la acest proiect minunat. Cum mi-a spus Georgiana, că unul dintre colegii din Consiliu s-a eschivat efectiv și am văzut că fetița este atât de delicată. Eu nu având până acum oportunitatea să aleg lucruri pentru fetițe, m-am bucurat extrem de tare din tot sufletul. Georgiana mai are 5 frați. Este un copil foarte educat, este grupa pregătitoare și foarte ascultător. Acest obicei este foarte bun, domnule președinte, și așa cum spuneau și colegii mei, este foarte bine să se perpetueze și la cât mai mulți copii să se bucure cu ajutorul consilierilor și a Consiliului Județean Călăraș. Cu aceste cadouri am înseninat un pic ziua și domnișoarei Anais și îți urez să ai un an nou cât mai bun. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să participați la acest eveniment. 7 ani de când se desfășoară acest eveniment. Felicitări pentru susținerea acestui eveniment. Deja este o obișnuință frumoasă a Consiliului Județean Călăraș, care nu mai poate fi oprită. Deci rugați-vă la Sfântul Nicolae pentru orice dorință pe care o aveți. El nu se arată ca și Moș Crăciun, dar vine la noi exact cum a venit și astăzi. Astăzi a venit până domnul președinte Iliuță și ne îndeplinește dorințele. Vreau și ne dai și tu un cadou, un zâmbet, te rog. Mulțumesc, să te bucuri de cadoul tău. La mulți ani Sfinților Nicolae. Mulțumim organizatorilor, mulțumim domnul președinte pentru întâlnirea an de an pentru a face bucurie, cel puțin la noi la grădiște am 2 copilași, acum am avut 4, o mare bucurie pentru ei, sper să fie an de an să ne întâlnim sănătoși. Evenimentul de astăzi nu este un eveniment organizat de instituții, este un eveniment organizat de oameni, este un eveniment caritabil, prin care ne dorim să aducem puțină bucurie copilașilor care nu au ghetuțe și dacă nu au ghetuțe, Moș Nicolae nu are unde să le aducă cadourile. Și atunci ne-am gândit să-i ajutăm, să le aducem și ghetuțe în dar, dar bineînțeles să le punem și ceva cadouri în ghetuțe. Trebuie să spun că acest proiect a fost inițiat de domnul președinte Vasile Iliuță, de omul Vasile Iliuță. A început ca un proiect mic, dar an de an el s-a dezvoltat pentru că toți colegii care au auzit de acest proiect au vrut să contribuie. Și iată că ne-am adunat aici foarte mulți colegi din toate instituțiile, consilieri județeni, directori angajați ai Consiliului Județean și al subordonatelor Consiliului Județean, care au vrut să ajute și să facă un bine unor copilași care chiar au nevoie și care merită. La câți copilași vor veni azi, Moș Nicolae? Noi avem 68 de copii din 53 de localități. Am abordat toți domnii primari din toate localitățile județului, cu excepția celor două municipii care își organizează evenimentul separat. Și am adunat un număr de 68 de copii. Sperăm să fie toți aici, să-și primească darurile. Comuna Grădiștea, inițial am avut un copil, după aceea am fost anunțați cu 2 copilași, 2 fetițe de 10 anișori,
să ne facem o bucurie mare acum din partea sponsorilor și o să fie frumos. Este primul an în care sunteți Moș Nicolae sau deja? Nu, am fost și acum un an, acum am avut 4 copii și a fost frumos, au fost foarte mulțumiți. Echipa Bibliotecii Județene va îmbrăca astăzi un copilaș și abia așteptăm să-l cunoaștem. Colegele mele s-au implicat cu foarte mult drag și au ales cu multă prețuire ceea ce conține cutia. Și ne bucurăm că putem să fim o picătură de bucurie în sufletul acestei fetițe, că noi avem o fetiță. Spitalul Călăraș a pregătit cadouri pentru 4 copii din comuna Ileana și din Alexandru Odobescu. Copiii deja au venit, i-am cunoscut, acum ne hotărâm să vedem care dintre ei vor spune o poezie. Nu a fost un efort prea mare, ba din contră, colegii au fost foarte receptivi, atât medicii cât și personalul mediu și auxiliar, au fost receptivi la a participa la cadourile pentru copii. Echipa de consilieri din cadrul cabinetului domnului președinte Vasile Liuță va îmbrăca 2 copii astăzi. Nouă ne-a revenit comuna Modelu și comuna Crivăț. Pentru noi este o onoare, cel puțin pentru mine, că particip la această acțiune minunată. Suntem bucuroși, mulți copii, multă lume, deja se simte spiritul sărbătorilor. Am venit la acest frumos eveniment cu sufletul, cu mare drag și cu mare încredere. Sunt primarul localității Chirnoci și am venit cu un singur copil. Este un copil care provine dintr-o familie cu mai mulți frați, sunt 4 frați, au o situație mai potrivită, să mă exprim așa, și sper să fie un eveniment reușit și frumos, atât din partea dumneavoastră, cât și din partea noastră. Noi, din comuna noastră, vom avea 6 copii și mulțumim celor care au ținut în mod direct să fie inclusă și comuna. Într-adevăr, sunt multe familii care necesită ajutorul nostru și cu mare drag vom sta alături de ei. Este prima dată când participați la acest eveniment? Nu, și anul trecut am participat și ne-am bucurat că azi am avut posibilitatea să participăm mai mulți decât anul trecut și sperăm și mulțumim pe viitor să fie un obicei frumos. Câți copilași veți fi astăzi, Moș Nicolae? 2 copilași îmbrăcați atât de mine cât și de directorul de sucursală. Este un eveniment la care particip de mulți ani de zile, o inițiativă remarcabil la Consiliul Județean a președintelui Vasile Liuță și la care participăm cu drag pentru că acești copii au nevoie de noi, mai ales, o să spun, în tot timpul anului, dar ne facem timp și venim cu o bucurie cât de mică ca să-i facem fericiți. Astăzi suntem Moș Nicolae pentru 2 copii, 2 copii din Jăgălia, pe care încă nu i-am identificat, dar știm despre ei că sunt copii cuminți, copii muncitori, copii buni, care merită, ale căror merite trebuie recunoscute și noi ne bucurăm, apreciez mult proiectul ăsta. Așa cum am făcut-o an de an, astăzi împreună cu subordonatele Consiliului Județean de Concentratelor din Județul Călăraș și consilierilor județeni, le mulțumesc tuturor că astăzi s-au gândit la cei nevoiași care așteaptă și ei să vină Moș Nicolae la ei, adică copiii județului Călăraș. Din toate localitățile sunt prezenți 1-2 copii care vor primi de la un consilier județean, un director, o direcție a județului, câte un cadou de Moș Nicolae. Numai puțin de 68 de copii au fost în centrul atenției la evenimentul caritabil intitulat Moș Nicolae vine la copiii cu minți fără ghetuțe. Victor, îți dorim să te bucuri de aceste cadouri, să ai un an nou cât mai bun, să fii fericit. Suntem foarte bucuroși că suntem împreună, iar în numele locuitorilor comunei Chirnoci, vă transmitem cele mai bune gânduri, multe sănătate, un an mai bun și să dea Dumnezeu la an să ne găsim în aceeași formație, chiar mai puternică la acest eveniment. Pentru că Moș Nicolae înseamnă bunătate și generozitate, astăzi este despre bucurii și surprize. Domnule președinte, mulțumim că încă o dată ne faceți fericit cu copil din comuna noastră natală. Mulțumim, doamna Mihaela, că sunteți prezentă. Mulțumesc, comuna, de a fi prezenți cu copiii în jurul nostru și noi în jurul copiilor. Oricum, în obicei crește și tinesc și ar fi bine să ne menținem cât ce avem și cât putem să ducem această treabă. Astăzi este sărbătoarea solidarității, a dăruinței.
în care nu dăruim doar daruri materiale, dar dăruim iubire și suflet. Cât despre acest eveniment, prin perseverență și ambiția de venit la tradiție. Ne bucurăm să facem și noi astăzi o bucurie unui copil, să fie sănătoasă draga noastră. Domnul președinte, vă mulțumim că noi suntem de la început aici alături de dumneavoastră.